bine, vom regăsi răspetat la un nou episod foarte, foarte special din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Totul este albastru, după cum puteți vedea, iar astăzi, de fiecare dată când o să mor, o să deschid cutii. Dacă intrăm aici în inventar, băieți, o să vedeți că avem 10K OK pentru Danger Zone, câteva pentru cromatrici, câteva pentru clutch. Chiar sunt curios, frate, dacă îmi pică ceva. Suntem alături de brigadă și ne jucăm pe arena.gamelife.ro. Băieți, v-am promis că o să ne mai jucăm aici. Este un server nou super, super genial și mă bucură foarte mult, frate, că e aproape plin. Băi, suntem foarte mulți pe server. Haideți să începem, că deja pierdem prea mult timpul. Îl omorâm pe băiat. Ideea este că nu ai cum să-ți resetezi scorul. Adică, uite, eu am vrut să încep de la 0 deturi ca să vedem exact. Și am încercat semnul exclamării RS. Nu merge. Oh, am co-owner. Am reintrat pe server. Nu merge. Dar asta este. De fiecare dată când murim, ne... o să deschidem o cutie. Unde-i ultimul? Hăți! Mamă, păi mă concentrez acum. E și cârnată. Mamă, Bogdan e pe 1. Tormento e la arena 9, dar a murit ca botul. Cârnat și el pe 1. Bă. A, păi sunteți gata să vină, uite, și Diana, și Peng, și Alex, suntem foarte mulți aici, băieți. Și m-a bătut Tormento, coaie. Că stau și vorbesc atât de mult. Nu uitați, dragi prieteni, înainte de toate, uitați-vă la tot episodul, că o să fie foarte interesant. Îi batem rău de tot și dați acolo cât mai multe like-uri. Dacă vând multe like-uri, promit că mai facem astfel de clipuri. Băi, vreau să scap de Danger Zone Case. Vreau să scap de Danger Zone Case, cea mai bună cutie pe care o am aici, sincer. Hai să vedem. Glock, yeah! Nu o să vă mai spun ce-mi pic, o să vă las să vedeți pe chat acolo. A apărut? Da, uite. Ok, stai să dăm aici din aici challenge. Ce hai să vedem, nu sunt încălzit de la băieți. Băi, vă aștept și pe voi pe server arena.gamelife.ro. L-am omorât pe Radu, da? O să ne mai jucăm aici mult și bine. Dar vreau acum să ne concentrăm un pic. Ne batem cu Tormento. Atât aici. Să mai pregătești o cutie. Bravo, Cana, bravo. Mai pregătește-o cutie. Coaie, deci nu vine să cred, ăsta e ultimul jucător e ăsta, băiți. Ultimul jucător e Tormento. Chiar ești ultimul, serios acum, no offense, și ultimul jucător Tormento. Mă bate Tormento, ultimul jucător. Deschid cutiuță. Cutiuța cu surprize. Mă bate ăsta cu tigă. Oh! Dar nu-mi place deloc harta, bro. Că-te-n puii mei. I-am dat mare Free Fire, de-aia n-ai nici de bun. Mă bat băieții aici pe arena. L-a bătut și pe Peng. Mă bat băieții aici pe arena, le dau 61, 2. Deschidem, o să deschidem cutiile foarte rapid, băieți. Băi, sunt jucători buni aici. Chiar mă bucur că sunt jucători buni. Trebuia să fac și o încălzirea de dinainte, dar hei! Principalele sunt cutiile. Mă gândesc că nu? Jucător bun. Ok, ne-a picat mare șmecherie. Sincer, mă deranjează foarte rău harta. Gen, mă deranjează rău de tot harta, bro. Pe sistemul că e foarte albastră. Foarte, foarte albastră. Bine că am ținta roșie, că altfel... Bă, da, am cum sar acolo, nu cred. Haide, nu mai murim, nu mai murim. Tragem cât de mult putem de... No. Mamă. 15-16 ce-sit. Bă, coaie, numai cap mi-am luat. De la toți mi-am luat mai cap, băieți. Mai deschidem o cutie. Aleargă și trag. Tormento style. Alergato e tragando. Mulțumesc, iauzi. Haide cu itemele bune. Dar o să mă omoare acum, că durează foarte mult. Nu mi-a picat nimic bun. Mă bate ăsta. Mă bate ăsta. Mi-am văzut foarte bine. Aha. Preferam să mă joc pe A-map, să mor. Nu știu harta. Uite iarăși cu ăsta, ăsta aleargă și trage, frate. Mamă, dacă mă... Și acum, mamă, deci dacă mă omora ăsta, mă enervam rău de tot. Deja am murit de prea mult ori, frate, nu trebuia să mor. Ci că ce-ai făcut zâză? Uitați ce mi-a spus omul, ce-ai făcut zâză? Ok, mamă, ce bine că s-a terminat harta asta, băieți. Revenim cu harta următoare, pentru că ia să vedem câte cutii mai avem. Mai avem, de fapt, câte chei? Mai avem 6 chei, băieți. Ha, mă, că trebuie să ne pice ceva. Revenim. Aaa, ne batem cu domnul X-Rast aici, băieți. Coaie, dar nu știu harta asta. Păi mai știu eu să trag, mă, băieți. Mai știu eu să trag. Nu mai știu să trag. Trebuie să apăs, am apăsat 7 butoane. Să încep filmarea când a trăgea în mine să moară băieții. Hai cu cutia aia.
Cutia e inventory. Search items. Bam, bam. Hai că m-ai lăsat, dacă e tragi mă că trăgeai înainte, nu mai armă, auzeam. Hai să vedem. Hai să vedem ce pic aici. Da, nu mi-a picat nimic. Vine unul după mine. Mi-l dai mie că eu te bătui. Care mă ăsta? Moderator. Oh, a crezut că a picat singur sau de ce era așa? Na, mystery. Mamă, păi știți ceva, băieți? Pana mea, până la... Mamă, stai așa. M4A1S, dă tempui mei. Dă tempui mei. Îmi iau gay weapon. Bine, nu-i chiar gay weapon M4A1S, că foarte multă lume joacă. A, Diana. Dacă mă bate Diana, alte 4. Dacă mă bate Diana, alte 4. Diana, alte 4, mă pregăteam. Bă, dar n-aș vrea că nu pot să sări aici pe margine. Hai că mai avem 5 chei, băieți. 5 cheițe. Ha, mă, că trebuie să pice ceva bun din astea 5. Mă bate Penk acum, băieți, nu-i problemă? Dar tot dau challenge ăștia. I-am dat 66 în 3, mi-a dat cap. Bă, nu mai cap. Nu mai sunt ce-am fost, băieți. Bă, ce-i drept, ne-am șicat până acum hide and seek să mor eu cu senzitivitatea aia și intru în CSGO. Ăștia s-au jucat jumătate de oră înainte să moară băieții. Mă cac pe tine pe aici. XM, XM, XM. Nu mor, nu mor. Dă-te-n puii mei și tu. Trebuie să-mi revin, băieți, hai repede cu încălzirea. 4 cutii mai avem. Uf, dacă vreți să vă întâlniți cu noi aici când filmăm, arena.gamelife.ro, toate detaliile în descriere, știți deja. Ne jucăm destul de des când filmăm. Na, X-Rust. Dă-te-n puii mei. Dă-te-n puii mei. Trebuia să te bat, trebuia să te bat odată și odată, dragule. Totuși. Am. Nabibi, Nabibi weapon, băieți, M4A1S. Asta este, băi, când facem provocare. Da, joacă și tu că M4A1S, să vedem. N-au AUG pe server ăștia. Bă, să-i poflorim. Ce bun să l-ai jucat. Asta îmi place la M4A1S, care are curateța foarte mare și... Hai mă, că e low ăla aici, nebun. Hai, te-am bătut, te-am parcat. Pe ce locuri sunteți, mă, băieți, că vreau și eu. A, Pogdan e pe 1, Alex pe 2. A, gata, acolo, acolo ne îndreptăm, băieți. Penk, uite-l pe Penk. Mamă, fratelo. Își revine fratele Andrei Băiescu, acuratețea asta blană? Hai, un pic așa ne mai revenim. Cârnate, taci arena 7. Taci arena 7? Mhm. Te bate, te bate. Bă, dar la mine nu apare arena, că scrie co-owner. Nu apare. Ia o, taci arena 7. Și Pogdan îți spune, te pune la respect, băi. 8 cu 2, hai că am murit doar de 2 ori aici. Măcar așa. Hai să vedem, ne batem cu Cobra. Mamă, cât de rău am tras, frate, nu l-am nimerit, mă, pă, am tras foarte rău. Deschidem încă un clutch case, aici am poate pica o pereche de mânuși. Mânușile ar fi bune. Poate dacă n-avem noroc la cuțit, avem la mânuși noroc. Hai că avem noroc la mânuși dacă e. Avem și la mânuși noroc. Bine. O, X-Ras, mă bate și X-Ras acum. Dar mă întrebare, cât ți-am dat? Da, câtă viață mai ai, prietene? Toată. I-am dat 68 în 4 hituri, 68. Oh, haide cu prayer special. Băi, măcar să-mi iau bătaie de la toți, dar măcar cuțit să-mi pice. Doamne, miluiește-mă, te rog. Mi-l dai mie dacă pică cuțit. Da, mi-a pică. Oh! Hai că nu mai sunt în arena 4, sunt în 6. Ia uite, hâți, cap, capuleanu, hâți, Johnule. Mai avem, câte mai avem, câte mai avem? Mai avem, două chei, băieți. Băi, din două chei, îmi poate pica marea cu ce vreți voi. Îmi poate pica luna de pe cer. Îmi poate pica cuțit. Îmi poate pica o periche de mânuși. Hai, cărna, bate-te cu bunul tău, prieten, Andrei. Nu, iarăși. A, îmi dă capul ăsta. Dă-te-n puii mei. Dă-te-n puii. Cărnate, n-ai înțeles nimic. Nimic. Nu te mă deci că dai prin pereți. N-ai înțeles nimic. Ia, airdrop other. Slavot crona. Da, airdrop other models. Haide, arena 4. Lasă crona că ți-l bate eu pe Andrei acum.
Mă bat cu Tormento? Nu, mă bat cu Cătă. Pe 60 de Hz, cică. A, tonare la 30, mai bun. Uite, Coaie, n-am putut să-l nimeresc, s-a pus în cur și trăgea. Și eu n-am putut să-l nimeresc. Ăștia proștru care se pun în cur. Nu, de ce? Că tu ar trebui să-i nimerești. Că și ar fi trebuit să-l nimeresc, dar s-a pus în cur și a început să tragă. Tac, tac, tac. Haide, mă, cuțitul ăla, blană! Bă, nici mof, numai albastre. Futu-s jocul, mătii, cu cutiile, mătii. Coaie, serios, am băgat, cred că peste 500 de euro în case opening. Nu mi-a picat nimic, Coaie, nimic. Peste 500 de euro în case opening-uri. Băi, păi cu banii ei am luat un cuțit de mureau duși banii, de ciudă, ești nebun. Ziceți voi, ce cuțit îmi luam cu 500 de euro, băi? Bă, de prostul, bă. Uite, Coaie, ăla a stat 10 minute. Care e ăla? E prost rău, cu cine mă bat? Deiu, Coaie a stat 10 minute, eu am crezut că nu sunt cu nimeni. E, dă tempul imen, stau aici. Nu mor. Bro, pe a stat Deiu ăla în spate acolo, nu s-a arătat deloc. Uite că stau și așa, dă tempul imen. Păi plâng, ești nemun, eu am crezut că sunt singur în arena. Am zis, mama, a dat disconnect. Hai că l-am bătut pe Cătă, hai mai pune-te în cur, băi Cătă. Și că 1, uitați ce scrie Alex, 1 și e mort, dead Alex, 1. Se cam bat cap în cap chestiile pe care le spui tu, băi. I-am zis 1 și ești mort, gen 1, 1. De ce toată lumea scrie 1 acolo, arena 3. Băi, cu Q, cu Vai, cred că... Ce bun sunt. M-a rupt cobra. Ultima cutie, amin. Cruci, incantații, clutch kit. Am o pereche de mânuși de sute de mii de euro. O, de mă, bă, hai că sute de mii de euro. Haide mă, tati mă, haide mă, băiatule, dă-te morții mătii de CSGO cu case opening-urile mătii în gât, quit direct, dă-te morții mătii. Băi frate, nu mai suport, am băgat peste 500 de euro în case opening, nimic, Coaie nici măcar una roșie, băi, una roșie, Coaie mi-a picat o singură dată un căcat statrag mof care era 50 de euro și atât, gen... Bă, frate, de ce sunt șansele astea? Sunt șanse de 0,000000, știi? M-am enervat rău de tot, băieți. Cam ăsta a fost episodul oricum. Sper că v-a plăcut. Vă aștept pe server arena.gamelife.ro să ne mai enervăm împreună dacă mai facem astfel de clipuri. Și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei. V-am pupat. Bye, bye.